că Domnul este închemat să luăm cele mai bune decizii în generația care trăim și în generația care urmează. De aceea și mesajul meu din această dimineață are în vedere exact acest lucru. Am să enunț înainte de a face introducerea a doua, tocmai ca să înțelegeți aceste cuvinte, titlul mesajului și apoi vom intra în cuvânt. Am să repet la momentul potrivit. Am intrat mesajul această dimineață, încrederea în Dumnezeu din generație în generație. Încrederea în Dumnezeu din generație în generație. Cei ce aveți Sfânta Carte, vă iubiți să deschideți împreună cu mine la Psalmii 22, citim versetele 30 și 31. Psalmii 22, versetele 30 și 31. Și cuvântul Domnului vorbește astfel. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul de cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui. Vor vesti lucrarea lui, poporului, care se va naște. Amin. Sună un cuvânt destul de pozitiv și plin de încredere și de entuziasm. Are un mesaj care te poate ridica într-un astfel de moment să auzi rugăciunea omului Dumnezeu că există o generație care îl slujește pe Domnul, că va exista o următoare generație ce va duce mai departe încrederea speranța, trăirea înaltă pentru Dumnezeu și nu numai că vor duce mai departe, dar vor și vesti lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Așadar este o predare de ștafetă de la o generație la alta, dintr-un context în altul, dintr-o circunstanță în alta, în așa fel încât Biserica lui Hristos să fie zidită, Biserica lui Hristos să fie întărită. Ceea ce poate ultima o să cunoașteți este că Psalmul ce l am citit, de fapt, nu este unul optimist aproape deloc. Din potrivă, este unul din cele mai grele cuvinte ce le găsești în scriptură și Psalmul 22 în lumea teologică este numit Psalmul. Cruci, Este psalmul răstignirii. Este imaginea vechi testamentală alături de Isaia ce prezintă cel mai bine suferința și răstignirea Domnului Iisus, agonia ce a trăit-o Domnului Iisus, modul în care a căutat să vină în fața noastră <coughs> ca și jertfă de mântuire. Până să ajungem să citim aceste două versete ce le-am enunțat, dacă veți citi până la versetul 30, veți vedea că, de fapt, sunt versete grele, ce vorbesc despre durere, despre suferință, despre amărăciune, despre întristare, despre provocarea vieții. Vorbesc despre ceea ce Hristos a ales să facă pentru noi. A primit confirmarea lui Dumnezeu că este mesajul potrivit de a aduce în fața dumneavoastră încă de la primul îndemn și apoi de la al doilea și apoi de la anunțul fratelui Pastor. Vorbim toate despre ceea ce înseamnă Biserica, despre ceea ce înseamnă generația prezentă, generația trecută dar mai ales ceea ce înseamnă generația ce va urma înaintea lui Isus Hristos. De aceea, mesajul de această dimineață l-am intitulat în felul acesta Încrederea în Dumnezeu din generație în generație. Încrederea în Dumnezeu din generație în generație. Pentru că, la fel ca și noi, nu suntem singura adunare ce a trecut prin încercare, ce din anumite stări, anumite motive, anumite atitudini, anumite reacții s-a ajuns la o stare grea, la a lua anumite decizii. Fiecare generație trăiește tot felul de experiențe, de evenimente, de trăiri, de trăiri joase, dar și de trăiri înalte, de voi adânci, dar și de piscuri. Fiecare generație înaintea lui Dumnezeu a avut experiențe cu Domnul, ce sigur că au venit în urma suferințelor, în, în urma necazurilor, în urma provocării integrității, a cerinței de a fi plătit prețul integrității. Atunci, toate acestea au fost conduse de un fir roșu, toți au avut același simțământ de a avut puterea să rămână în picioare, adică încrederea în Dumnezeu. Nu încrederea oameni, nu încrederea în circunstanțe, nu încrederea în politicile interne sau externe, nu în, în modul în care cineva vrea un lucru sau altul, și în relația noastră individuală și apoi în relația noastră unii cu alții și comună, în adunare, în relația generațională, trebuie să existe acest mare adevăr. Noi ne-am pus încrederea în Dumnezeu. Am cântat cu grupul de închinare atât de frumos. Cred în Dumnezeu ca tată. Cred în Dumnezeu, în Fiul Iisus Hristos, Crede în Dumnezeu, Duhul Sfânt, crede în învierea glorioasă, crede în revenirea Lui, măreață, adevăruri pe care noi ne-am zidit în fiecare zi, în fiecare generație, în crederea noastră în El. De aceea credem. <coughs> fiecare dintre noi, indiferent că suntem mai tineri în vârsta din mijloc sau mai în vârstă, am putut să ne dăm seama că am rămas puternici și am rămas în picioare doar datorită milei lui Dumnezeu, doar datorită lui Hristos. Spune cuvântul Dumnezeu, dacă crezi cumva că ai rămas în picioare pentru cine ești tu sau pentru ceea ce crezi tu că ai putea să fii, omule, te înșele amarnic. Ai grijă, dacă ai rămas în picioare, dă slavă lui Dumnezeu. Este datorită doar lui Iisus Hristos a jertfei sale, a suferinței sale, a învierii lui glorioase, a adevărurilor ce rămân din generație în generație. Când a declara lucrurile acelea glorioase, le declara știind că înainte de el, un mare rol al credinței, cum spunea fratele Bogdan, Înainte de el au fost, au fost alți oameni, credincioși, statornici, oameni dedicați, oameni pasionați. El a fost omul prezentului pentru vremea respectivă. Dacă vorbim astăzi despre fratele Vulbrand, vorbim despre o generație care a trecut. Astăzi ești dumneata. Omul care trebuie să reprezint generația în care trăiești. Și chemați să fii la fel de credincios, la fel de integru, la fel de consacrat, la fel de pocăit, la fel de plin de râvnă. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În primul rând, ar vrea să subliniem un mare adevăr în această zi din Cuvântul Lui Dumnezeu. Această credință Dumnezeu de generație în generație se observă pentru că orice generație se confruntă cu sentimente și stări grele. Am ales, așa cum îi place fratele Lazar, aceleași cuvinte să înceapă cu aceeași literă. Subideați-vă minte sentimente și stări grele. Uitați ce spune Psalmul 22, versetul 1. Și pentru cei ce aveți Biblia, vă rog să o deschideți, ne vom uita în Psalmul acesta foarte des, începând din momentul acesta. Cuvântul spune, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculti plângerile mele? Nu există niciun predicator, nu există niciun actor, nu există nimeni care să poată să cuprinde cu adevărat, de fapt, strigătul autentic al Domnului Isus, strigătul de pe cruce. Dar punând în viața noastră, iubiților, atunci când suntem în generația aceasta și avem nevoie de Dumnezeu și ne gândim la Dumnezeu și ne raportăm la Dumnezeu, Simțim în anumite experiențe, în anumite trăiri, că Dumnezeu nu ne răspunde. Că Dumnezeu nu este acolo lângă noi, că Dumnezeu nu a intervenit pentru noi. Simți că ești părăsit, simți că s-a depărtat, simți că ești fără de ajutor, simți că nu ești ascultat. Sunt sentimentele tale și sunt stările tale. Numai că oamenii ce se raportează corect la Dumnezeu în generația în care trăim, oamenii care s-au raportat corect la relația cu Dumnezeu în generația ce a trecut și ceea ce urmează, ei continuă să duc această bătălie a încrederea în Dumnezeu în mijlocul acestor sentimente și stări și dați voie să le nominalizez. În primul rând este neîncrederea neîncrederea. Spune versetul acesta, Dumnezeule, Dumnezeule, nu este întrebare, nu este ca și cum cere cu adevărat un răspuns din partea lui Dumnezeu. Este un strigăt în care se vede clar că te lupți cu neîncrederea Dumnezeule, Dumnezeule! Este a doua stare ce am numit-o confuzie, pentru că atunci când treci în generația ta printr-o perioadă grea, printr-un val, printr-o boală, printr-o stare în adunare, apare confuzia tot ce ai crezut până atunci că ai știut sau că te-ai putut baza a dispărut dintr-o dată. E, întrebări multe, răspunsuri puține. Ai crezut că știi, dar de fapt a fost cu totul altceva, ai văzut un lucru și când a venit mai aproape de tine a apărut cu totul altceva. Spre cuvântul, pentru ce? Dumnezeule, pentru ce? Fac o mică paranteză aici, stimați frați și surori, tineri, toate generațiile împreună. Mesajul de această dimineață este o chemare a mea și este o chemare a Dumnezeu. Eu nu știu pentru cât timp mai slujesc la Emanuel. O zi, o lună, 10 ani, 20 de ani. Nu știu câte generații vor mai prinde, generația actuală, generația viitoare. Dacă mă uit în sală, văd că suntem generații împreună, dar generații diferite. Chemarea mea în această dimineață este să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Să-ți pui încrederea în Dumnezeu în mijlocul neîncrederii, să-ți pui încrederea în Dumnezeu în mijlocul confuziei, să-ți pui încrederea în Dumnezeu în acelea rând, în aceste stări și sentimente, în mijlocul singurătății. Păi mi-ai spus că suntem împreună! Păi că mi-ai spus că suntem generații și că, de fapt, vrei să vezi o continuare a generațiilor! Da, dar atunci când treci prin valea umbre morții, până să ajungi să nu te temi niciun rău, mai întâi simți sentimentul singurătății. Însuși Domnul Iisus, fiind pe cruce, când striga... Înspre Domnul. Imaginați-vă și știți ceva în această zi, fraților, v-aș îndemna să nu vă fie teamă să mergeți cu stările și sentimentele dumneavoastră în fața Dumnezeu. Domnul nu are nevoie de eroi de fațadă. Eroii de fațadă au stricat adunări și au stricat biserici. Eroii de fațadă au stricat familii. S-au destrămat familii pentru că soțul a vrut să fie de fațadă, soția de fațadă. Și-au pierdut relațiile copiii între ei pentru că au ales să fie de fațadă. oh, frate Călin, Domnul să-ți răspătească ce imagine profundă ai putut aduce în dimineața asta. Doar încrederea, încrederea aceea autentică, nevinovată, curată, Chiar că dacă fetița lui putea să simtă nedreptățită, să zică, așa cum în fire ți-ar fi normal să spui, pei, știi ceva, mi-ai distrus mie, tata, go for it, distruge și lui. Mă simt răscumpărat și mă simt îndreptățit și fetița putea să jubileze. Dar un om curat la inimă, un om sincer, un om, un om care totuși încă nu este pătat și afectat de ceea ce zic. Chiar că în siguranță, s-a ridicat dintr-o dată și a zis, tata, nu, no, nu este ca jucăriile la fratele meu. Dar până să ajungi la sentimentul acela de curăție, la acel moment de intimitate duhovnicească cu Dumnezeu, este cu neputință să nu treci prin sentimentul singurătății. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Dar ar fi problemă dacă am fi strigat înaintea Domnului, pentru ce? Și să-ți dai seama că de fapt tu ești cel vinovat și tu ești cel care ai fi putut schimba ceva și prin gesturi, prin atitudini, prin experiențe, tu ai fi făcut altfel să stea lucrurile. Dar în felul tău, în modul tău de a fi în biserică, în modul tău de a gândi, în modul tău de reacționare cu Dumnezeu, te găsești însă această astăzi a neîncrederii, a confuziei, a singurătății și, nu în ultimul rând, a distanțării. Pentru că omul ce nu are încredere în Dumnezeu și omul ce se lasă pradă neîncrederii, și stările și sentimentele îl înconjoară și îl toropesc, spunem noi românii. Vin cu atâta presiune peste el, omul acela în cele din urmă va simți că s-a produs ceva. Știți ce? O distanțare. Poți să stai unul de altul, poți să spui că ești în agenda cuiva în, în telefon, poți să fii pe mijloacele din media și așa, așa mai departe. Dar ești departe. Ești departe de Dumnezeu și ești departe unul de altul. Pentru că relația ta cu Dumnezeu nu mai este aceeași. Relația ta cu cei de lângă tine nu mai este aceeași. Și spune cuvântul acesta ce l-am citat împreună: Pentru ce te depărtezi? E greu, Doamne! Este o stare grea, este un sentiment greu de neîncredere, de, de confuzie. Simt sigurătatea, dar, Doamne, parcă aș vrea să văd că vin mai aproape. Dar distanța este tot mai mare. Pentru ce te depărtezi? O generație se confruntă nu numai cu stări și cu provocări, cu, cu, provocări și cu sentimente grele, dar orice generație, iubiților, se confruntă și cu perioade grele. Cu perioade grele. Psalmul 22, versetul 2. Strig ziua, Dumnezeule, și nu răspuns. strig și noaptea și tot n-am odihnă. Dacă ești cinstit cu dumneata în această dimineață, indiferent cine ești, din ce generație faci parte, trebuie să recunoști alături de mine că ai avut în lupta dubitare spirituală, în mod și evenimentele ce s-au petrecut, ai avut această stare în care ți-ai dat seama, sunt într-o perioadă foarte grea. Sunt într-un timp foarte greu. Și pentru la creație au fost stabilite două dimensiuni ale trăirii noastre numite către însuși Dumnezeu, ziua și noaptea. Și aceste două dimensiuni ale existenței noastre, de fapt, te afectează atât de mult. Una este să trăiești în timpul zilei, să simți în timpul zilei, să te manifeste în timpul zilei și alta este în timpul nopții. Vă dau un exemplu foarte banal, dar sigur pornesc de la lucrul acesta ca să înțelegeți cât de relevantă este imaginea asta. Durerea de măsia sau de ureche. Fratele meu, slujitorul domnului Manuel, nu, l-a durut ureche spre mine asta. Întrebați-l care a fost mai grea pe Dimineața, ziua sau noaptea. Una îți este crederea, și una îți este nădejdea și modul în care te miști, te manifest ziua, parcă altfel ești noaptea. Sunt oameni ce trec prin perioade grele relația cu Domnul Ziua. Ascultați, string ziua și Salmistul spune cum. Citiți vă rog, împreună cu mine, Psalmul 22, Versetul 2, afișați-l. Cum? Fără răspuns. E o intensitate acolo, este o luptă, este o stare, ziua, tu, tu vrei să cauți, ziua este când rezolvi, ziua când uh, ai pasiune, când ai energie, ziua când spui că ești cu toate puterile, cu toate facultățile mentale, ești abil, ești activ, ești în formă. De ce? Fără răspuns nu îmi răspuns. Strig ziua și nu îmi răspuns. Oare cât mai ține? Oare cât mai durează? Oare ce se întâmplă? Oare cum? Cum o să reușesc în relația mea cu Dumnezeu și în relația mea cu alții? Dar vine noaptea. Vine noaptea. Și ce se întâmplă în noaptea? Dacă ai făcut cumva față stărilor și sentimentelor și trăirilor și uh, aceste perioade în timpul zilei, în fine noaptea. O, oh, străjerule, mai este mult din noapte? Ziua mai trece cum mai trece, dar noaptea este grea. Noaptea este și dinăuntru și din afară. Noaptea este din totodată în cea mai adâncă singurătate, nu vrei să trezești pe cel lângă tine, nu? De ce să îl, am, îl amărăși pe cel lângă tine? Noaptea nu vezi bine lucrurile, nu sunt clare. Noaptea corpul nu este atât de eficient și ar cere dreptul într-o altă direcție și stările sunt grele. Spune cuvântul, noaptea, strict și noaptea și tot, și tot n-am ce. Și tot n-am o dignă. Și tot n-am o dignă. Știți cum îl chinuia pe Wurbrand? Scrie el asta și mulți. Și Nicolae Steinhard, în jurnalul fericirii, spune lucrul acesta. Cum îi persecutau, cum îi făceau să-și să piardă dimensiunile, încrederea, să se treacă prin aceste stări, toate care le-am amintit, îi puneau în fața unui perete alt. Alb, cu o lumină în spate foarte puternică pentru a-i lua simțurile, să nu mai știe când este noapte și când este zi. Pară corpul ți-ar spune că are nevoie de odihnă. Și dormi tu cum dormi și odihnești tu cum te odihnești ziua. Dar noaptea ai vrea să capeți odihnă și nu o capeți. Dar meu, au trecut părinții noștri pe aici și au trecut bunicii noștri și probabil că te regăsești în lumea ta. Din păcate, aceleași provocări vor avea și generația de după noi. Sunt stări, sunt sentimente, sunt perioade grele. Numai că vreau să vă schimb acum dintr-o dată imaginea și să vă spun ceva fain. Dar și acum notați-vă acest mare dar. Dar în această generație ce v-am prezentat, în aceste generații care au trecut prin toate acestea, se aplică un principiu ce face diferența. Și dacă nu o să strigați acum, am să am că să suntem în pentecostal. Versetul 3, vă rog să-l afișați. 22, versetul 3. Totuși, Adică, până acum, în acest totuși, vă rog să surprindeți ce v-am zis până în secunda asta. Totuși, în pofida încercărilor, în pofida stărilor, în pofida sentimentelor, în pofida tuturor lucrurilor care mi le-am prezentat, spun oamenii acestei generații, tu ești cel sfânt. Oh, mai aici sunt pe partea asta. Totă biserica, tu ești cel sfânt. Dumnezeu este suveranul, Dumnezeu este atotputernicul și cel care vrea să creadă Dumnezeu în toate sentimentele și toate stele și în orice generație, recunoaște acest mare adevăr. Dică de toate, Dumnezeu este sfânt. Să-ți pese cel mai mult de sfințenia lui Dumnezeu. Asta îmi doresc eu să văd de la Biserica Emanuel. Toată viața mea mi-am dorit și m-am luptat pentru sfințenia lui Dumnezeu, în pofida poveștilor și a politicilor și a percepțiilor, gata să renunțăm la eu, la agende, la titluri, la orice ar fi ele, dar să putem declara cu toții, totuși, tu, Doamne, ești cel Sfânt. Și viața mea și viața dubitale și generația mea și generația dubitale și noi toți împreună îl proclamăm pe Dumnezeu cel Sfânt. În rugăciunea mea, în cântarea mea, în gesturile mele, în toate, în venirea mea, în modul în care știu să strâng rândurile, în modul în care știu să mă dedic, în modul în care știu să renunț la trecutul meu, să-L fac pe Dumnezeu să fie proclamat și văzut ca Cel Sfânt. Prea sfânt. Aleluia. Dar mai există încă ceva. Principiul de a rămâne în lui Dumnezeu, de a avea încredere în Dumnezeu, în, în, în ciuda tuturor acestor lucruri, nu numai că îl declar pe El ca și sfânt, dar Domnul spunea că mă declar ca și sfânt, atunci tu mă mai vezi ceva. Tu -l vezi pe Dumnezeu că locuiește în mijlocul nostru îl vezi pe Dumnezeu că locuiește în mijlocul tău. În inima ta, în familia ta, în generația ta, Dumnezeu este prezent. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, slăvit să fie Domnul. Și tu locuiești. Dar știți unde locuiește Domnul? Locuiește în mijlocul laudelor lui Dumnezeu. Nu a cârtelilor, nu a nemulțumirilor. Nu a stărilor de încercăm să le facem cum vrem noi sau eu sau dumneata. Nu, nu, gata, Am pus punct, am decis, ne-am hotărât să fim toți împreună, am ținut cont de toate lucrurile, ne-am sacrificat fiecare în felul nostru. Este timpul de a ne uni această generație înaintea lui Dumnezeu. Să-l proslăvim pe Dumnezeu, să-l glorificăm pe Dumnezeu să-i cântăm de lui, să fie pocăința pocăință, să fie sfințirea sfințire, să fie viața pe împreună cu el, laudă la adresa lui Dumnezeu. Că dacă nu facem asta, eu sunt primul care nu voi accepta asta. Și am spus adio. Pentru că ceea ce trebuie să rămână în generația mea și în generația copiilor mei, și în generația bisericii și în generația celor care o să vină, trebuie să rămână sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie să rămână adevărul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu care aduce vindecare, care aduce înviorare, care aduce restaurare, care aduce totul pe El în toată splendoarea și frumusețea și tu locuiești în mijlocul laudelor. Și noi de la stările și sentimentele și perioadele grele ajungem să strigăm. Cred în Dumnezeu ca Tată! Cred în Dumnezeu ca Fiu! Cred în Dumnezeu ca dul, Cred în mântuire! Cred în, cred în Cel ce va să vină! Cred că am să fiu cu El în veșnicie! Cred! No matter what, zice americanul. În același rând, orice generație are persoane duhovnicești, vremnice de urmat. Da, toate generațiile se vor confrunta cu sentimente și stări grele. Orice generație se va, se vor, se va confrunta cu perioade grele. Dar orice generație va avea oameni duhovnicești, oameni spirituali, oameni pocăiți, oameni sfinți. Ilia a crezut oameni dacă el este singur. este numit în lumea teologică sindromul Ilie. Când uneori credem că numai noi am rămas, că numai noi știm, că numai noi gândim. Și asta e principiul meu și principiul meu e cel mai bun. Și chiar credem că am făcut ceva glorios. Și Domnul zice, hei, vreau să-ți dau o veste bună totuși. Așa, în mijlocul confuziei tale și a de cazului tău și a mărăciunii tale, Ilie, vreau să spun, să știi că mai sunt oameni al Dumnezeu. Poate că nu este toată America, pentru că a decăzut. Poate că nu este toată România, ca a decăzut. Poate că nu este, dar vreau să-ți spun cu siguranță ceva, zice Domnul. Este o rămășiță care laudă și glorifică pe Dumnezeu cel viu. Sunt oameni care își păstrează pocăința, care își păstrează sfințenia, își păstrează haina albă, care nu bârfesc, nu cârtesc, nu sunt nemulțumiți, care nu caută la interesul lor. Dacă trebuie să sacrifice, să sacrifică în fapt și cuvânt, în gesturi și atitudini, trec din dincolo de mândri și de orgolii, dincolo de politici, pentru că biserica nu este politică, în biserica este prezența lui Dumnezeu. Și biserica lui Hristos vei găsi întotdeauna exemple vrednice de urmat. Nu! Purtătoria unei generații. Atenție foarte mare că am putea să greșim, să ajungem la conflicte în generații. O generație a părinților mei a fost mai bună. A fost bună, absolut. Iubesc generația părinților mei, de aceea am învățat pocăința. Dar să știți că și ei au avut problemele lor și necazurile lor. Generația actuală este cea e bună pentru că are atâtea mijloace și atâtea resurse și atâtea experiență. Absolut, iubesc generația aceasta. Pentru asta ne-am pregătit, pentru asta stăm la dispoziția Domnului, pentru asta slujim. Vrem să vedem că Biserica lui Hristos este sfântă, vie și fără pate. Vrem să vedem că generațiile sunt împreună în autoritatea lui Dumnezeu. Oh, dar avem și noi ale noastre, Doamne, ai milă. Și generația care urmează, Yes, este o generație plină de pasiune pentru Domnul, o generație plină de dragoste pentru Hristos, o generație de înflăcărare, o generație care, sigur, trece dincolo din, de, de ceea ce noi, poate, în anumite locuri le vedem. Sunt plini de viață pentru Domnul și vor să facă lucruri mari. E timpul lor, va veni timpul lor. O dau și ei problemele lor. Mai au încă să rectifice orgolile lor, agendele lor, eu lor teologia lor, modul de a fi. Știți cum le putem face toate acestea? Doar aducându-ne pe toți la unul singur, la Dumnezeu. Ajungând la aceea sentiment, în încrederea noastră în Dumnezeu. Vino dumneata din generația trecută, vino dumneata din generația prezentă și vino dumneata din generația viitoare să venim împreună la adevărul lui Dumnezeu, la sfințenia lui Dumnezeu. Uitați ce spune Psalmul 22, versetul 4 și 5. În tine se încredeau părinții noștri. Ce se întâmpla atunci? Se încredeau și ei? Spuneți! Și îi izbăviai. Strigau către tine și erau scăpați. Se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Vă mărturisesc, mă regăsesc foarte mult în această generație. Și iubesc această generație. Pentru că oamenii aceștia sunt oamenii ai încrederii. În tine se încredeau părinții. Sunt oamenii ai izbăvirii. Se încredeau și izbăviai. Sunt oamenii ai mărturiei. Se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Biserica lui Hristos nu va rămâne de rușine câtă vreme își pune nădejdea în Dumnezeu. Câtă vreme trăiește după standardul Dumnezeu și îl pe singurul Dumnezeu adevărat și veșnic, Domnul nostru Iisus Hristos. Toți acești oameni duhovnicești au ajuns la starea aceasta pentru că s-au încrezut în do. Psalmul 22, versetul 8. Este un verset care e foarte greu. Dar este un verset care aș vrea să pună în dreptul dumitale și al meu și a generației care urmează. Spune, s-a încrezut în Domnul. S-a încrezut în Domnul. Asta este vina lui. Îmi doresc să mi se spună, asta este vina lui, Claudiu. Asta este vina lui Alex. Asta este vina, asta este vina lui. S-a încrezut în Domnul. Și chiar dacă oamenii vor zice, o, ne-am vrut să-ți dăm mântuire, ei vă zice, Domnul să-l mântuiască, Domnul să-l salveze, Domnul să-l vindece, Domnul să intervine, Domnul să-l izbăvească, Doamne, ajută! Știți de ce? Iubiților, secretul, uitați-vă ce scrie acolo. Știți de ce? Se produc toate acestea doar în baza acestui principiu. Nu că Dumnezeu este diferit, nu că Dumnezeu nu vrea, nu că Dumnezeu nu poate, ci toate acestea se vor întâmpla pentru că te-ai încrezut în El și când te-ai crezut în El, ai făcut-o din? Din dragoste. Nu că v-am adus și subiectul preferat a tuturor dintre noi. Iubire, iubire și iubire. Iubește-L. O, oh, da, iubește-l. Și de ce să-l iubești? Căci pentru tine, el mult s-a Pe Hristos iubește-l. Pe aproape tău iubește-l. Pe cel din adunare iubește-l. Pune mâna și iubește. Pune-ți inima și iubește, mintea și iubește. Haideți să iubim să iubim în prisma lui Hristos. Nu sentimentalisme și nu povești, sătul. Nu, nu. Pe Hristos. Iubește pe Hristos. Și sunt cel mai fericit. Și vreau să conclud. Dacă în orice generație sunt oameni ce trec prin stări grele, sentimente grele, perioade grele, Totuși există în orice generație persoane de, de urmat, vrenici de urmat, oameni rugăciuni. Abia aștept joi seara să vă văd cum veți fi cu toți în casa Domnului, la rugăciune. Oameni ce, după anunțul din ziua de astăzi, după ce toată lumea a ajuns cumva la un consens, gata, s-au terminat politice, s-au terminat poveștile, mulțumirile, telefoanele, discuțiile, comentariile, Vrei să fii om vrenic de urmat, de acum înainte vei zice, uite, îmi asum rolul, vreau să merg înainte în ce? Vreau să merg înainte în cuvântul Dumnezeu. Vreau să merg în rugăciune înaintea Dumnezeu. Vreau să merg în post înaintea lui Dumnezeu. Vreau să merg în lepădare de sine înaintea lui Dumnezeu. Nu la celălalt. Nu, mai gata, s-a terminat cu pastorul X, pastorul Y, comitetul cu tare, comitetul nu știu care, ușerul ăla, ușerul celălalt. Nu, nu, nu. Ci toți. Toți îl iubim pe Dumnezeu. Toți suntem credincioși lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim o generație vrednică de urmat copiii ăștia, tinerii din sală, se poate să poată să spună, am văzut în ei oameni vreniști de urmat, exemple vii, pentru că au fost oameni izbăviri, oameni încrederii, oameni credinții, oameni ce au știut să pleze la Dumnezeu. Și în ultimul rând, împreună cu toții, spunea fratele Bogdan, foarte frumos mi-a plăcut, că trenul ăla care pleacă spre destinație, dacă tu și cu mine să sizăm că destinația nu este corectă. Și dacă dragostea față de oameni aia, poate că nu -ți sunt, bă, sunt niște oameni. mai e cu mine, zic că trebuie să iubim pe toți. Dar în trenul ăla sunt oameni care îți aparțin ție, casei tale, familiei tale, lui Emanuel. Atunci, dragul meu, trebuie să fie și în generația de astăzi și cea care urmează, întotdeauna vestitori ai numelui său spune cuvântul Domnului, vestul 22, prima parte, voi vesti numele tău. De aceea am ales ce am ales. De aceea sunt aici, frați și Pentru că am ales să vestesc numele Domnului. Cred că ești aici de aceasta, spune cuvântul Domnului, că sunt oameni cărora le pasă cei din casa lor, Versetul 22, al doua parte. Voi vesti numele tău cui? Fraților mei. Vi la biserică fără soție. Nu pot să înțeleg asta. Vi la biserică fără de frate. Timpul mi-este dușman, dar poate s-ar putea să fie ultima oară predică. Dar măcar să rămână predică de, de declarație și de moștenirea mea. A ceea ce cred și a ceea ce trăiesc. Nu vi la biserică pentru că ești la lucru. Toți mergem la lucru. Au mers cei din generații înainte, vor merge cei din generația de astăzi și vor merge și cei din viitor. Dar prioritățile nu sunt cele din lume, sunt cele pe pământ. N-ai voie să comentez, n-am voie să comentez. N-am cum să ridic pretenții, n-am cum să vin în adunare la Emanuel să vreau să fie prezența Duhului Sfânt când tu nu ești la rugăciune. Tu nu ești la cântare, tu nu ești la post tu nu ești la cuvânt, tu nu ești reverență, tu nu ești atitudine. Ți-e mai drag titlul, ți-e mai dragă poziția, ți-e mai dragă viața aceasta lumească decât pe Dumnezeu. Spune cuvântul, le pasă de cei din casa lor. Dacă îți pasă, unde ți copilul? Unde ți soția? Unde ți soțul? Unde ți este fratele? Unde ți este prietenul? Cum comentezi? Cum, cum ridic eu discuție? Nu sunt aici. Dacă eu mă duc în -o direcție bună și îmi doresc biserica să meargă în direcție bună și vreau să ajung în prezența lui Dumnezeu, eu vreau să ajung împreună cu casa mea. Iosua spune, cât despre mine! Că îți dau dreptate, poate că ești mai pocăit ca mine. Poate că ești mai sfânt ca mine, poate că ești mai, mai bun ca și mine. Glorie Domnului! Doamne, dă să fie așa! De ce a să o auz? Vreți să vorbim individual? Vorbesc individual. Cât despre mine, eu și casa mea, mă voi încrede în Dumnezeu. Îl slujesc pe Dumnezeu. Voi fi cu Dumnezeu. În generația aceasta și în generația care urmează. Pentru că Există psalmul 22, versetul 25. E partea cea mai grea cu care trebuie să ne oprim, să trecem finalul mesajului acestuia. Spune cuvântul Domnului, în adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele. M-am hotărât să urmez pe Isus. Thank you. Atât. Atât. Îi mulțumesc că a vrut să cânte împreună cu mine, dar a vrut să fac un punct. Cam atât a rămas. Nu mai vrem să mai zicem până când, în ce context, în ce circunstanță, în ce sacrificiu, în ce via... Nu, no. termenii mei. Nu-ți pasă de termenii mei? E problema ta. Nu e așa, fraților. Spune cuvântul, în adunarea cea mare, când împreună cu fratele Gabi acum, până la final, până la sfârșit, ce-am spus, vă voi ține de cuvânt, că uitați ce spune, nu numai că este adunarea cea mare, nu numai că tu vei fi pricina laudelor mele, dar spune, îmi voi împlini, Doamne! O, oh, știți că sunt un pedicostal uh, feroce, o, când iubesc lucrarea Duhului Sfânt, am crescut de mic, am provăduit-o, am încercat să o trăiesc, mi-e dragă din toată inima, dar eu știu un lucru, manifestarea Duhului Sfânt vine doar în mijlocul sfințeniei lui Dumnezeu. În mijlocul adevărului, în mijlocul dreptății, a integrității. Doar acolo se coboară Duhul Sfânt. Nu că tu ai tot felul de pretenții și așteptări, ci atunci când tu ești gata să te pocăiești. Ești gata să te smerești? Ești gata să renunți la tine și să spui: Doamne, te iubesc pe tine, stânca mântuirii mele. Vreau de astăzi să fiu credincios și pune în mine Duhul tău cel Sfânt. Umple-mă, Doamne, cu Duhul tău cel Sfânt. dă darurile tale ca să poți să vestez numele tău și voi împlini jurințele în fața celor ce se tem de tine. Amin. Te invit acum să te ridici împreună cu mine. Dacă nu ai Biblia, vă rog să puneți textul ce urmează. Psalmii 22, versetul 26, până la 31, ce am citit astăzi. Am Doar am să citesc versetul acesta, versetul acestea, și am să te chem înaintea lui Dumnezeu să observi ceva împreună cu mine. Tot ceea ce ți-am vorbit și tot ceea ce am încercat să-ți arăt, toată imaginea ce am creonat-o, se regăsește în acest cuvânt profetic, de la versetul 26 până la 31. Te chem în această dimineață, renunță la tine. Renunță la orgoli, renunță la agende, renunță la comentarii, renunță la întristări, renunță la neiertare. Eu, Claudiu, dumneata, oricare fi, puneți numele, te chem să ne punem încrederea în Dumnezeu. Te chem să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și dacă este drag Domnul și poporul Lui, așa cum au rezistat atâtea generații, ne rugăm ca și Domnul să de această generație. Dar mă gândesc și la generația care urmează, la generația copiilor mei, la generația copiilor voștri, la generația nepoților, dacă nu vine Domnul Isus. Gândiți-vă că au nevoie de exemple vrednice de urmat. Au nevoie de oameni ai pocăinței, de oameni ai Duhului, de oameni ai cărții, de oameni ai adevărului divin, oameni a chemării sfinte. Citim cuvântul și la final intrăm în rugăciune. Nu trebuie să te rogi tare. Eu am vocea asta mai explozivă, mai dinamică. Am să caut să fiu destul de atent. Ar vrea să-ți aud vocea ta, așa, cu certitudine. Nu, nu tare. Dar ca să-ți văd atitudinea că ești gata tu. Ai decis tu seara în viața aceasta. Și seara aceasta, nu e nicio problemă. Doamne, Doamne de să ne țină până să trecem și seara? Să fiu un om al încrederii în Dumnezeu. Cei săraci vor mânca și se vor sătura cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea lui se vor pleca toți. Chiar și cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O, frați și surori, o sămânță de oameni îi va sluji. Și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Doamne, fă să vorbească așa. Să se știe așa despre mine și despre tine. Despre biserică Emanuel. Despre biserică din metropolă. Chemarea aceasta este pentru toți. Doamne, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui. Vor vesti lucrarea Lui. Și dacă vreți să împreună cu mine poporului care se va naște. Încă o dată, poporului care se va naște. Dacă îți pasă de mântuire, îți pasă de familia ta, îți pasă de copiii tăi, atunci ești chemat la Dumnezeu. Încrede în Dumnezeu. Încrede cu toată inima, cu toată puterea. Fii sfânt, trăiește plin de Duhul și generația care va urma, îl va vedea pe același Dumnezeu glorios, Domnul nostru, Isus Hristos. Ne rugăm Domnului.